România este țara contrastelor. Puținii români care muncesc adună nenumărate ore suplimentare, dar există și categoria celor care preferă să stea acasă, iar aceștia sunt mult mai mulți. Contradicția se regăsește și în studiile referitoare la piața muncii. Econtext plasează țara noastră pe locul 24 în Europa în ceea ce privește numărul celor care lucrează, adică doar 61,8% din populație. Chiar și vecinii noștri stau mai bine la acest capitol. Bulgaria se află pe locul 22 cu 63% din populație ocupată cu un job, iar Ungaria pe poziția 23 cu 62,1%. Cei mai harnici europeni trăiesc în Suedia, Olanda și Germania. În același timp, în ceea ce privește numărul mediu al angajărilor estimate pentru acest an, județul Mehedin se plasează la nivel de țară pe locul 40 cu 200 de angajări, semn că intrarea în câmpul muncii se face printre picături. Un motiv foarte important este lipsa locurilor de muncă vacante. De asemenea, conform unui studiu Eurostat, România ocupă locul 11, pentru că locuitorii de aici muncesc în medie 41 de ore pe săptămână. Între sexe se simte o ușoară diferență. Bărbații muncesc mai mult decât femeile, 41,2 ore pe săptămână, iar populația feminină 40,7 ore pe săptămână.